Oferta noastră prevede câteva lucruri foarte precise și sper să fim în măsură ca în următorii ani de zile să le punem în aplicare. Nu este o ofertă doar pentru 4 ani. Deci ceea ce vorbesc eu acum pe drumuri este o ofertă cu o țintă mai lungă, privește exercițiul financiar 2014-2020, dar și exercițiul financiar următor al Uniunii Europene 2021-2027. Primul lucru care ni l-am propus, să realizăm un parteneriat și lucrul ăsta putea fi făcut de acum. V-am prezentat în urmă cu 4 luni de zile ordonanța de urgență a Guvernului care reglementează asemenea posibilități. Deci un parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean, Municipiul Târgoviște și localitățile limitrofe municipiului. Vorbim aici de Șotânga, Ninoasa, Doicești, Dragomirești, Văcărești, Ulm și Răzvad, pentru realizarea inelului 2 de centură al municipiului Târgoviște. Credem că este vital pentru Dâmbovița și vital pentru municipiul Târgoviște să realizăm acest inel 2 pe bani europeni, pe exercițiul financiar următor. Ce se poate face prin parteneriat acum este să se obțină din asistență tehnică fondurile necesare realizării studiului de fezabilitate și proiectului tehnic. Al doilea subiect. Centuri ocolitoare pentru municipiile Moreni, orașele Găiești, Titul, Pucioasa și Fieni. Este vorba de parteneriat și aici, între aceste unități administrativ-teritoriale. Consider că e necesară implicarea Consiliului Județean pentru a-i strânge pe toți în jurul intereselor care ne leagă, cu precizarea că este posibil ca în urma studiului de prefezabilitate să rezultă nevoia introducerii în asociere și altor localități. Spre exemplu, Moțăieniu va fi obligatoriu introdus în proiectul de centură Pucioasa-Fieni. Sau, dacă discutăm de centura Găieștiului, Dragodana, Petreștiu sau Mogoșaniu, Mătăsaru ar putea fi parte a acestei soluții. Al treilea domeniu important este legat de reluarea, continuarea și finalizarea demersurilor privind realizarea celor 3 proiecte vitale pentru infrastructura de transport. Sunt ale drumurilor naționale, ale Companiei Naționale de Drumuri. DN7 Bâldana Titu, 4 benzi, este în licitație. Cred că trebuie să ne propunem ca acest proiect să fie continuat pe 4 benzi până la Găiești, eventual într-o asociere cu județul Argeș până la Topolovești-Ștefănești, legătura cu municipiul Pitești. DN71 Bâldana Târgoviște, 4 benzi, este în licitație. Am văzut niște anunțuri optimiste ale celor din Partidul Național Liberal, care nu cred că sunt bine fundamentate, în sensul că în primăvară se vor începe lucrările. Am trăit experiența asta, cunosc stilul de lucru de la CNAIR, care este dezastruos. Este un buboi imens acest CNAIR, unde lucrurile au trenat și, practic, una din instituțiile care și-a bătut joc permanent de acest județ. N-am reușit să sparg niciodată cercul de interese din acest CNAIR, indiferent cât am încercat și cât am bătut pe la ușile mai marilor Ministerului Transporturilor. De asemenea, trebuie pregătit proiectul de drum expres pe DN72 Găiești-Târgoviște-Ploiești. Pe infrastructura județeană, câteva proiecte importante. Primul, cel mai important, e proiectul nostru european, scris pe timpul mandatului meu, pregătit și lăsat la cheie. Din păcate, și-au bătut joc la Consiliul Județean în acești ani de acest proiect. Este vorba de DG720B, 711 și 101B, adică drumul de la Moreni, limită cu Prahova, până la Niculești, limită cu județul Ilfov. Se lucrează acum pe un sector care a fost adjudecat. Am văzut că este o companie austriacă care lucrează acolo. Vă spun ce v-am spus și data trecută, ar fi trebuit găsite variante ocolitoare. Nu cred că este normal să se circule pe un drum unde se fac lucrări de anvergura celor care sunt prevăzute în acest proiect. Urmează să finalizăm procedurile de achiziție publică pe celelalte 3 loturi. Înțeleg că sunt destul de avansate
și să urmărim apoi implementarea într-un termen cât mai scurt a acestui proiect vital pentru județ. Mi-am propus de asemenea pe DG714 să venim să asfaltăm drumul pe Orzea, pe la spitalul de la Moroieni. Eventual, când vom finaliza acest proiect, este nevoie de 5-6 ani de zile, poate două mandate, să avem o zonă de urcare pe actualul traseu și o zonă de coborâre pe celălalt, sau invers, depinde să cum va reieși din proiect. Deci de la Glot, Sanatorul Moroien, Peștera, sectorul Dichiu, Bolboci, Peștera, cu ocolire pe malul stâng, cum ne ducem spre Peștera, da, al lacului Bolboci. Aici trebuie să facem ceea ce n-a reușit să facă securistul de Oprea, să preia de la Rom Silva, din domeniul public al statului, drumul de pe conturul lacului Bolboci, pentru a putea fi reabilitat, lărgit și întreținut. El este proprietatea Rom Silva, documentele erau pregătite, acordul Rom Silva exista, din păcate n-a existat preocupare pentru acest subiect. Un drum important este 702B, sectorul acesta de la Puchieni, prin malul cu flori, Gemenea, Cândej, Vale, Tătăran, Mănești, Ungurean, Lucien, Raciu și sectorul Dragomirești, Cobia, Găiești. Este drum foarte important. Cred că trebuie reabilitat urgent, pentru că este și foarte circulat și populație multă pe zonă. DG720C, Gura Ogniței, Ognița, 720A, Gura Ogniței, Adânca, Bucșan, Dobra, Finta, Cornești, aflat într-o stare jalnică, în special pe raza comunei Finta. 714A, Moroien, Gâlma, Cabana, Căprioara, Valea Brăteiului, în contextul în care ne-am propus să reabilităm cele trei tabere și sunt bani europeni pentru asta, evident că trebuie să facem și drumul. Mi-am propus de asemenea să clasificăm ca drum județean, să reabilităm traseul 2C și o tânga Mărginanca Gheboieni, să facem o legătură între Valea Lomiței și Valea Dâmboviței. Un lucru care îl cred obligatoriu, 300 de kilometri de șanțuri de alate de-a lungul drumurilor județene. Aici fac un comentariu. Am văzut pe acela securist Oprea că toarnă covoare asfaltice prin diverse zone din județ. Eu cred că este o greșeală majoră. Covoarele asfaltice îmbunătățesc pe termen scurt starea infrastructurii rutiere, dar atâta timp cât nu există șanțuri, poduri, podețe, canale de scurgere a apelor și așa mai departe, în 3 ani de zile vom fi în aceeași situație cu o infrastructură rutieră degradată. Eu aș făcut altceva, cu acești bani în loc de, 60-70 de kilometri de covoare asfaltice, aș făcut un drum de 30 de kilometri, cu toate dotările care sunt necesare unui drum modern, așa cum s-au făcut cele pe proiecte europene sau fac unii primari. Dau exemplu aici Voineștiu și Șotânga. Ați văzut că toate drumurile sunt cu poduri, cu podețe, cu șanțuri, cu canale de scurgere, cu lucruri importante. O chestiune care este nouă și de care mă voi ocupa serios este construirea unei variante de ocolire pe DN71 a localităților Pietroșița și Moroieni. Știți toți amplasamentul, deci la intrarea pe podul din Pietroșița, în stânga, pe malul râului, să ieșim pe lângă peste Moroieni, să nu mai intrăm prin localitate, peste Pietroșița Moroieni, să ieșim undeva dincolo de Glod și în felul acesta să fluidizăm circulația, să protejăm Pietroșița și Moroieniu, mai ales că Pietroșița era una dintre cele mai vechi zone istorice din perspectiva edilitară a construcțiilor. Ne-am propus de asemenea să reabilităm podurile de pe drumurile naționale și județene. Știți foarte bine că toate podurile de pe DN71 sunt într-o stare de risc destul de ridicat, la Pucioasa cele două, la Pietroșița, și să realizăm și asemenea proiecte pe drumurile județene. 300 de kilometri de perdele forestiere de protecție de-a lungul drumurilor județene. Este de asemenea un proiect nou pe care ni l-am propus. Am așteptat ani de zile adoptarea de către guvern a unui asemenea proiect pentru drumurile naționale. Nici astăzi nu s-a întâmplat.
din motive care nu le-am înțeles niciodată. Asta va îmbunătăți și situația factorilor de mediu, dar va genera și efecte pozitive în momentele în care avem nisori abundente. Reorganizarea sistemului de transport public. Pe măsură ce am mers în județ acum și în localități cu zone mai îndepărtate de centru, am realizat că programul de transport public al Consiliului Județean este un dezastru. Și vă spun că n-am sesizat lucrul ăsta cât am fost la Consiliul Județean în 2012-2016, fiindcă m-am bazat pe informațiile furnizate de primării. Sunt sate întregi din Dâmbovița care n-au niciun fel de mijloc de transport. S-ar fi putut rezolva simplu dacă ar fi existat o preocupare a autorităților locale prin prelungirea traseelor existente, înființarea de trasee noi sau prin activități care presupuneau înființarea de curse speciale. Sunt și situații în care oamenii au nevoie de transport zonal, să spunem așa. Cei din Moreni până la Vlădeni, Dărmănești sau știu, Iedera, Vișinești, Valea Lungă. Cei de la Pucioasa până la Fien sau Pucioasa, Târgoviște. Vă spun de pe acum că în prima lună de mandat voi reface acest program de transport public de persoane și voi identifica măsurile legale pentru a crea acces tuturor la posibilitatea de a se deplasa spre centrele urbane și copiii la școală. Sunt copii care vin pe jos, 2 km, ca să meargă la autobuzul care îi duce la liceu în Târgoviște, în Găiești sau în Pucioasă. Și în sfârșit, mi-am propus să finalizăm contractele de asociere care au fost semnate. Nu neapărat că reprezintă o prioritate absolută, fiindcă, în general, primarii se laudă cu banii dați de alții, foarte mulți dintre ei, dar sunt lucruri făcute, iar eu am următoarea regulă de viață. Dacă există un angajament pe care instituția numită Consiliul Județean l-a luat, el trebuie pus în aplicare ca să putem să ne respectăm unii pe alții. Nu tot o luăm de la început cu tot felul de lucruri. Și, în sfârșit, lucrări de întreținere și modernizare a tuturor drumurilor județene.